Probabil că toată lumea a văzut știrile de zilele trecute când Windows 10 a fost lansat. Eu sunt cu o versiune în urmă. Probabil că toată lumea a văzut știrile din ultima săptămână în legătură cu Windows 11, dar Microsoft a avut lansarea oficială acum câteva zile și aș vrea să discutăm astăzi câteva lucruri despre ce înseamnă asta, ce înseamnă lansarea lui Windows 11 și Windows 11, ce aduce nou pentru tine ca și developer. Da? În primul și în primul rând s-a discutat foarte mult despre integrare și despre ecosistem și așa mai departe. Cred că toată lumea a observat chestia asta, că Microsoft cumva țintește în construirea unui ecosistem de aplicații, așa cum a avut Apple de ani de zile, da? Sau cel puțin mie așa mi se pare că seamănă, începe să semene foarte tare, nu neapărat OS-ul și cum arată ferestrele și așa mai departe, sau cum se comportă OS-ul, ci modul în care ei gândesc ecosistemul ăsta care s-a construit în jurul Windows-ului, da? Bineînțeles că s-a vorbit foarte mult și de Windows Store, pentru că na, are legătură cu subiectul ăsta. Foarte, foarte multe chestii legate de Windows Store și cum o să ne putem noi publica, noi ca și developer să ne putem publica aplicațiile acolo, cum se integrează cu diferite tipuri de aplicații. S-a vorbit foarte mult de Progressive Web Apps, da? Dar, în primul și în primul rând, haideți să vorbim despre acest Windows Store. Se pare că vor face un fel de integrare, asta ca și o chestie măruntă, așa, vor avea o chestie de integrare în care din landing page-ul unei aplicații anume, așa cum este de exemplu Spotify sau de exemplu oricare landing page din asta, adică o pagină web de prezentare a unei aplicații anume, gândiți-vă la oricare vreți voi, direct din landing page vom putea instala aplicația noastră folosind store-ul Microsoft, da? Deci dacă nu vrem să mergem către Play Store, să instalăm pe mobil și așa mai departe, putem instala pe Windows chiar din landing page de acolo, apăsând butonul de download, dar din store-ul Microsoft. Da? Este un fel de configurare pe care dezvoltatorul trebuie să o facă, ca aplicația respectivă să poată fi descărcabilă direct din pagina din landing page, direct din store-ul Microsoft. E o chestie micuță, dar e plăcută pentru că nu mai stai, găsești landing page-ul unei aplicații și nu stai să intri pe store să cauți separat dacă ea există sau nu și pe Windows, da? O chestie destul de interesantă. Acum, o chestie foarte, foarte mare și foarte importantă, zic eu, este faptul că vom putea rula aplicații de Android nativ pe Windows. Am mai vorbit în trecut despre chestia asta, nu mai știu exact cum am numit clipul ăla, dar o să caut și o să las pe aici și pe sus, despre un proiect pe care era atunci în derulare la Microsoft, strict despre chestia asta, despre rularea aplicațiilor de Android pe Windows. Da? Microsoft lucra atunci la un proiect care avea o denumire anume fix proiectul ăsta, nu mai știu exact cum îi zicea, Aria, Ana, ceva de genul ăsta, în fine. O să caut clipul vechi și o să vi-l las pe aici pe sus, dacă vreți să vedeți la momentul respectiv când am vorbit despre asta. Și se pare că chestia asta o să devină realitate odată cu lansarea lui Windows 11. Vom putea rula aplicații de Android nativ, direct în Windows, dar, cu un mare dar, aplicațiile vor fi descărcate din store-ul Amazon. Da? Deci este cumva un parteneriat așa între Microsoft și Amazon, prin care vom putea descărca aplicații de Android din store-ul Amazon și să le rulăm pe Windows absolut nativ. Mă rog, sau aproximativ nativ, să zicem, dar nu putem spune chiar 100% nativ, dar este acolo foarte aproape de feeling-ul nativ. Cum vom putea face asta? E o chestie foarte, foarte interesantă. Nu știam despre chestia asta, am aflat acum odată ce am urmărit evenimentul de lansare a lui Microsoft. Au folosit Intel Bridge Technology, se pare că este o tehnologie dezvoltată de Intel, care permite rularea, așa cum știți, probabil că știți, aplicațiile de mobil sunt făcute să ruleze pe procesoare ARM, da? Codul lor este făcut să se execute pe procesoare ARM. Și atunci, cum putem să facem noi să rulăm aplicațiile de Android pe procesoare x86, așa cum sunt astea din PC-uri, indiferent că aveți AMD sau Intel, arhitectura este aceeași. E bine, pentru a face asta au folosit Intel Bridge Technology, care permite cumva printr-un bridge, printr-un soi de, da, de bridge, exact ăsta este cuvântul, rularea aplicațiilor de ARM pe procesoarele
x86 fără niciun fel de probleme. Deci atunci când am spus că este aproape nativ, este pentru că în mintea mea nu este chiar nativ până în momentul în care noi o să putem să rulăm efectiv aplicațiile de ARM, de mobile, strict pe procesoarele de PC-uri, nu este chiar nativ atât timp cât trebuie să facem acolo niște legături, da? Trebuie să avem niște bridge-uri, trebuie să avem niște chestii din astea practic adaptate de la aplicațiile de Android, de la arhitectura aplicațiilor de Android, la arhitectura aplicațiilor de PC. Da? Dar e o chestie foarte, foarte importantă și foarte interesantă, pentru că probabil chestia asta va deschide o nouă era a aplicațiilor de mobil. Poate și poate că nu. Nu sunt foarte sigur, pentru că, și o să vedem imediat, ceea ce simt că se întâmplă în ultima vreme este că aplicațiile de tip progressive web, da, sau progressive web apps au prins din ce în ce mai multă amploare în zilele noastre și cumva încep să înlocuiască aplicațiile native de desktop. Mă rog, este doar un început, dar pare că ăsta este trendul. Pentru că evident este mult mai ușor să faci o singură aplicație web pe care o să faci practic instalabilă per se, nu chiar instalabilă, dar mă rog, înțelegeți ideea, și să o poată folosi un utilizator, să o poată folosi și pe desktop, pe PC și așa mai departe, dacă nu vrea să o folosească direct în browser. Ceea ce e foarte versatil și foarte plăcut, mai ales că na, webul este o nișă foarte populară în zona de software development și engineering în ziua de azi, așa că pentru mulți dintre acești programatori din zona de web, asta este un lucru foarte, foarte bun. Da? Dar totodată, deși trendul ăsta merge către... Spun asta pentru că și la eventul de organizat de Microsoft s-a vorbit despre o integrare mai bună dintre Windows și Progressive Web Apps. Asta și prin Progressive Web Apps Builder, care este un builder care ne permite să ne construim aplicațiile de tip Progressive Web și să le lansăm în store-ul Microsoft mai ușor, mai facil. Da? Și asta dă-mi un impuls să cred că ăsta este trendul, cel puțin eu am câteva, destul de multe aplicații din astea de tip Progressive Web instalate la mine pe PC și par să meargă destul de bine și mi se pare pentru unele din ele mai practic să am o aplicație pe care am pinuit-o în taskbar și să o deschid de acolo decât să merg în browser, să dau click pe un bookmark sau ceva și să am tot timpul browserul deschis. Pur și simplu e o chestie de ușurință în utilizare, părerea mea, și o chestie foarte, foarte bună. Dar totodată pare că vrem ca aplicațiile astea, deși aplicații web fiind, pare că vrem să le facem să se simtă cât mai nativ. Deci pare că ne place versatilitatea aplicațiilor web și faptul că putem să le instalăm și să le rulăm oriunde, dar în același timp vrem ca ele să se și simtă nativ, să nu simțim ca și cum ar fi o aplicație web și există ceva probleme de incompatibilitate acolo sau ceva de genul ăsta, habar n-am. Bun, de asemenea mai avem și integrarea în Windows App SDK sau suportul pentru dezvoltarea aplicațiilor direct pentru procesoare de tip ARM, da? De asemenea, WPF sau Windows Presentation Foundation, care este încă o tehnologie de dezvoltare a aplicațiilor de tip desktop pentru Windows, nu știu dacă există și compatibilitate cu alte sisteme de operare, dar nu cred, va suporta dezvoltarea pentru ARM 64 nativ. În ceva viitorul foarte apropiat, din ce am înțeles, va fi un update și va suporta nativ dezvoltarea pentru aplicații pe ARM 64, absolut nativ. O nouă chestie de care am auzit, WinML este o platformă de trăinuire, de creare, trăinuire și utilizarea modelelor de machine learning și absolut local și permite cumva integrarea lor în aplicațiile noastre mult mai facil, dar mult mai ușor. N-am găsit foarte multe detalii despre chestia asta în timp ce încercam să fac o documentare, dar o să vedem despre ce e vorba probabil pe măsură ce se avansează către update-ul oficial, către lansarea update-ului oficial de Windows 11. De asemenea, mai avem un Windows Game Development Kit. Ăsta cred că este nou, n-am auzit despre chestia asta până acum și n-am înțeles exact despre ce e vorba, pentru că la fel n-am găsit foarte multe informații pe net și la prezentare s-au vorbit de chestii destul de detaliate, n-am reușit exact să rețin tot ce s-a discutat acolo, dar o chestie interesantă, va trebui să vedem despre ce e vorba, așa că dacă sunteți game developer sau sunteți cumva pasionat de jocuri și vreți să vă creați vreun joc al vostru
în viitor apropiat sau chiar îndepărtat. Fiți cu ochii pe chestia asta, pentru că dacă vă place Windows și faceți dezvoltare pe jocuri, e posibil să vi se potrivească. De asemenea, o chestie foarte, foarte mică, care cred că va fi foarte, foarte utilă pentru 99,9% din developeri, este împărțirea ferestrelor într-un fel anume, doar făcând hover pe butonul de maximize al unei ferestre. Dar poate că ați văzut asta și în celelalte prezentări care nu au legătură cu dezvoltarea neapărat, cu developmentul, dar vom putea face hover pe fereastră, pe butonul oricărei ferestre și pe butonul de maximize al oricărei ferestre, scuze, și vom putea să ne împărțim mai multe ferestre după un pattern anume, probabil că e configurabil sau e presetat, habar nu am, dar va fi o chestie foarte, foarte bună, pentru că de multe ori aș fi vrut să împart ecranul în mai mult de două părți, da? Cum o făceam până acum, trăgeam o fereastră într-o parte și o fereastră într-o parte și pur și simplu spliteam ecranul în două sau, mă rog, poate chiar și în trei, dar chiar și așa era destul de aiurea, pentru că trebuia să stau să le aranjez eu, să le vibrez. Nu era chiar o experiență plăcută, dar de acum avem mai multe configurări pe care le putem alege de acolo și o să fie foarte, foarte util atunci când vrei să deschizi 3 sau 4 ferestre mai mici, de exemplu, sau mai mari dacă aveți monitoare de alea huge de 30 de inch, de 32 de inch. Vă va fi foarte utilă chestia asta pe viitor, în special pentru multitasking, pentru development sau, mă rog, pentru multitasking în general, indiferent dacă faceți development sau editare foto, video și așa mai departe, indiferent ce tip de productivitate. Momentan cam astea au fost chestiile pe care mi le-am notat în momentul în care m-am uitat la prezentarea respectivă și care mi s-au părut interesante de discutat. O să vedem pe măsură ce se avansează spre update-ul oficial și pe măsură ce începem să primim update-ul. Ce alte chestii mai sunt? Mai sunt o grămadă de chestii mici legate de Progressive Web Apps, s-a vorbit o grămadă în timpul prezentării. De asemenea, despre Chrome DevTools, o integrare mai bună dintre Chrome DevTools și VS Code și așa mai departe. De asemenea, la fel, încă o chestie foarte, foarte interesantă care s-a menționat. Înțeleg că se poate face și acum pe Windows 10, nu am făcut chestia asta, dar se păstrează și Windows Subsystem for Linux. Dacă nu știți ce asta este, un mod de a rula aplicații Linux într-un soi de mașină virtuală, da? Este foarte asemănător cu ceea ce se va întâmpla cu aplicațiile de Android. Același lucru putem face și cu Linux. Se pare că chiar și acum pe Windows 10, n-am știut chestia asta, dar eu personal nu sunt cel mai mare fan Linux. Nu neapărat că nu sunt fan, ci pur și simplu nu sunt neapărat un cunoscător al sistemului de operare Linux. E o chestie pe care am un plan să o mai studiez, să o mai exersez. Am acasă un PC mai vechi pe care aș vrea să pun o distribuție din aia light de Linux și să mă mai acomodez un pic și cu Linux. Eu sunt Windows de când mă știu, n-am avut Mac, n-am avut Linux și atunci nu prea m-au interesat chestiile astea, dar e bine de știut că se păstrează chestia asta și pe Windows 11, așa că dacă vreți să rulați o aplicație, de exemplu, lucrați la o aplicație pe care vreți să o deployați în viitor pe Linux, vă va fi mult mai ușor să dezvoltați folosind direct Linux, adică rulând toate aplicațiile sub Linux. Și să o testați foarte, foarte facil și foarte, foarte ușor folosind Windows. Deci deja ați acoperit două din cele mai mari sisteme de operare, Windows și Linux, făcând doar chestia asta în timp ce dezvoltați aplicația. Da? Vă mai rămâne să testați aplicația poate și pe Mac și toate lucrurile vor merge foarte, foarte ușor la deploy. Nu veți mai avea atât de multe bătăi de cap cu incompatibilități. Dacă ați dezvoltat o aplicație pe Windows și vreți să o deployați pe Linux, o să aveți mari bătăi de cap probabil cu configurări, cu incompatibilități și așa mai departe. Deci o chestie foarte, foarte mișto din partea Microsoft cu chestia asta, da? Bun, cam asta a fost despre Windows 11 și ce ne pregătește Microsoft pentru noi ca developeri. Să sperăm că nu o să ne dezamăgească și că Windows 11 o să fie un sistem de operare, nu știu, stabil și cât mai prietenos cu developerii și nu numai. Bun, cam asta a fost. Lasă-mi părerile tale jos în comentarii în legătură cu Windows 11. Ce părere ai din punct de vedere al developerului și nu numai, da? Ce părere aveți voi în general, cei care ați văzut lansarea sau care ați văzut știri despre lansarea lui Windows 11? Ce părere aveți despre chestia asta? Lăsați-mi jos în comentarii, pentru că sunt foarte, foarte curios. Pentru mine unul este, pare un Windows foarte, o versiune de Windows foarte promițătoare față de cele pe care le-am mai avut în trecut, să zicem, da? Așa că aștept și părerile voastre jos, pentru că sunt foarte, foarte curios. Bun, mersi că te-ai uitat și până data viitoare, numai bine!